Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Am văzut ce înseamnă fotbal la un alt nivel înalt, am văzut ce înseamnă hoție, greșeală și să nu spuneți mie că asta e o eroare a arbitrului de la meciul CFR Cluj-Craiova. Avem și barajul, avem Dinamo azi care trebuie să îndeplinească o formalitate și să revină în prima divizie. Mai avem așa și comentarii, avem transferul pe la Rapid, deci avem ce să discutăm și o să începem cu meciul de la, că a fost cel mai important meci al sezonului. Și am văzut și reacțiile, am văzut declarațiile familiei Mititelu de o gravitate extremă, dacă se confirmă. M-am îmbrăcat în roșu cu alb, așa că e ziua dinamoviștilor și știu că voi aici sunteți mulți dinamoviști și am zis, bă, să dăm echipei ce a echipei și să recunoaștem că până la urmă, la felul cum îi bate Dinamo pe cei de la FC Argeș în primul meci, bă, și dacă ne luăm doar după acest ultim meci, merită. Dacă ne luăm și după ultimile meciuri, cu excepțiile care voi care sunteți dinamoviști le știți, că au jucat cu CSA-ul, că au jucat cu Oțelul, că au câștigat la Galați, că iar merită. Și atunci, bravo lor, să facă transferuri, dacă se va ridica interdicția, dacă vor plăti, pentru că eu am mai spus-o și știți, am vorbit, cu lotul ăsta vor fi primii retrogradați. Și atunci e nevoie de bani, e nevoie de transferuri și așa mai departe. O să vorbim, rapidiștii mei, o să vorbim și de așa zisele transferuri de la Rapid, ca să comentăm un pic acolo și acolo o să vreau să vorbesc doar despre Cârjan. Așa că ce se întâmplă la, ca să revenim la declarațiile familiei Mititelu, e de o gravitate extraordinară. Oamenii spun că vor veni cu probe. Iar dacă vor veni cu probe, e mai grav. E mai grav pentru că ei spun despre meciuri câștigate de anumite echipe cu ajutorul arbitrilor, arbitri puși de către federație, și arbitrând într-un anume fel la indicațiile federației și domnului Bodescu, sau Bodescu, cred că îl cheamă, care e al doilea om în federație, cred, așa zice și domnul Mititelu. Deci e domnii Mititei, că spune și copilul și seniorul, și băiatul și juniorul și senior. Și e groasă, domne, și am văzut faza aia cu golul lui CDB, cu Sepsi, bă, face preluare ca la volei, nu ca la handbal, ca la volei. Ați văzut că alea la volei țin mâinile așa când servesc? Păi o ia aici, cu mâinile și o pune în față, dă la poartă gol și e validat gol. Și zice, păi da, domne, că era nu știu cine la VAR, că mi-a zis Bodescu că dacă angajez pe nu știu cine o să am protecție, da, arbitraje de-astea o să am. Sunt declarații fără precedent. Iar dacă se dovedesc a fi reale, e groasă treaba. E groasă pentru că deja vorbim de lucruri grave rău de tot. De o gravitate extremă. Și s-ar putea să zguduie puțin așa fotbalul ăsta românesc,
care oricum era el încercat de non-valoare și scandaluri. Sau s-ar putea să îl coste foarte mult pe Adrian Mititelu și pe Mititelu Junior, să-i coste familie, familia să aibă de suferit. Și financiar, și penal, cred că și sportiv. Atunci, de-aia zic că ei vorbesc acolo și de DNA, prima oară trebuie să fie niște instanțe de-astea sportive, că ei au mai mers odată în justiție și i-au dezafiliat ăștia și nu mai știu ce au făcut, ăștia au federația pe vremea aia. Și atunci, bă, nu naiba, nici nu prea știi ce să zici și cum să zici și de ce să zici. Dar e groasă. Una peste alta, treaba este nasoală. Cam atât. Acolo păcat că bă, a stricat meciul arbitru ăsta care eu am spus-o. Și are acum șansa, ați văzut că a participat bine. Trăim într-o lume unde toate baragladinele sunt idole, sunt toate fetele astea care se plimbă de colo-colo prin lume, sunt venerate, sunt adulate, bravo lor că se plimbă, bravo lor că știu cum să-și vândă imaginea, dar vedeți și voi că s-a cam schimbat așa sistemul de valori. Adică mă uit și pe rețelele astea de socializare. Bă, cât vedeți? Bine, ăia n-au timp că sunt intelectual, dar câți oameni vedeți care au cariere solide în spate și să stea pe acolo să posteze fel și fel de nebunii? Oamenii ăștia, din păcate, și uitați-vă și la sportivi. Uitați-vă câți urmăritori au. Niște mari, mari valori. Mă refer la Simona Halep, care e Messi din tenis, a fost. Neagu, care este Messi din handbal. Messi. Și au câțiva urmăritori. Păstrăm proporții. Și fel și fel de băieți de ăștia care se tatuează frumos, știu să facă poze și arată case, mașini, fete de-astea care se plimbă prin lume sau se plimbă pe la fel și fel de petreceri de-astea fiind invitate, care au de 7 ori mai mult, de 10 ori mai mult decât niște oameni cu cariere, care au un istoric în spate, care au muncit, care. Dar astea sunt vremurile, din păcate, astea sunt condițiile. E, vine domnul de care am spus că este și au luat tot foc. Am zis că e cel mai ieșit din formă arbitru român în ultimile foarte multe luni. Adică ia niște decizii de incredibil. E și probabil, după spusele domnului Mititelu, el este trimis ca să facă greșelile astea. Aruncându-i se în față așa, faptul că, bă, păi nu te-am dus la UEFA, nu arbitrezi în competițiile europene. Nu, uite, ai șansă că a făcut ăla, nu știu ce, a participat la un meeting sau nu știu ce a făcut arbitru finalei care e delegat la Champions League și vor ăștia să-l suspende. Și atunci, bă, păi noi te promovăm acolo. Te împingem. Dar, frățiorul meu, trebuie să. Aici, pe plan local, trebuie să faci comenzile, să rezolvi treaba. Și le rezolvă. Iar la meciul de la Cluj face o greșeală
care n-ar fi făcut-o dintr-o sută de arbitri, n-ar fi făcut-o niciunul, credeți-mă. Deci face o greșeală, vecină cu hoția, cu ce vreți voi, mai puțin cu fotbal. Că și că aici iar e interesant, omul nu se expune, arbitrează normal, să zicem, până minutul 60 și ceva, când, știind foarte, foarte bine că dacă dai al doilea galben și roșu, varul nu poate să intervină, că aici e discuția despre hoție, despre șmecherie. Bă, când ai galben, galben, roșu, varul nu mai poate interveni. Că varul la cartonaș galben nu intervine. Iar roșu se face din două galbene. Și nu poate să intervină. Și dă al doilea galben lui Bauza la o fază strigător la cer, în care ăla vrea să bage piciorul pe lateral așa, să ajungă la minge, cade în cur cu tot cu adversar. Adică faza aia de cele mai multe ori nici nu fluier nimic. O lași să curgă. E, ăsta oprește meciul, nici n-apucă ăla ca să vedeți și graba lui. Uitați-vă pe imagini să vedeți că nu bat câmpii. Să grăbește să-i dea al doilea galben, știind că l-are, mai are unul dinainte. Deci el să grăbește imediat, ăla era căzut la pământ, să uită așa în sus la Kovac, Kovac la jumătate de metru de el, fluieră, îi arată cartonașul galben, ăla să ridică, să întoarce cu spatele și pe urmă scoate roșu, că n-are, deci el a fost atât de grăbit, încât nici n-așteaptă să ridice jucătorul, ziceai că s-a dus ăla să-i rupă piciorul și dă. E o mârlănie, nici nu știu cum să cataloghez. Cred că nici dacă era legal la ochi, nu putea să dea al doilea galben la faza aia. Și au mai fost, pe urmă, niște faulturi între galben și puțin trecut de galben și nu dă nimic. Inclusiv o alunecare mai agresivă așa și un moment când pe la centrul terenului un jucător îl calcă pe unul de la Craiova, ăla dă-n minge și vine și îl calcă și nu dă galben. Adică el se vede că nu încearcă niciun moment să fie corect pentru Craiova. Nu. Sau să conștientizeze că a greșit. Păi n-avea ce să conștientizeze, că el a greșit conștient. Aici e problema, el conștient greșește, că putea să dea al doilea galben și la CFR Cluj să elimine pe unul de acolo. Nu, el știe că a făcut, a îndeplinit sarcina și merge tot un pic cu CFR-ul. La al doilea roșu, când iar face o greșeală acolo la mișto, ca să zică lumea că a prins și o zi proastă, vrăjeală, sunt foarte deștepți arbitri ăștia, o să vă convingeți că am dreptate ce spun. Să duce unul criminal pe glezna unui jucător de la Cluj, criminal, putea să-i rupă glezna și dă galben. Ăla chiar, ăla-și dă seama că l-a lovit rău de tot și ridică mâna așa, îi zice, bă, n-am vrut, am ajuns târziu, nu știu ce, explică, știi, și el îi dă galben. Și zice, hai, du-te de aici. Vrăjeală, ăla e roșu toată ziua, să duce la var, să uită la mișto 3 secunde, să întoarce și dă roșu. Meritat și e faul violent, dur, ce vreți voi. Dar omul este foarte deștept. Știe cum să facă lucrurile astea ca să cadă în picioare, zice el. Iar maniera de arbitraj este șmecherească. Ăsta este cuvântul. Șmecherească. Hai să fim serioși că are câteva faze care le judecă numai și numai în favoarea celor de la CFR. Acum
dacă te uiți din partea cealaltă, au încercat și au reușit cei de la federație să-i pună pe locul 3 pe ăștia de la CFR și să joace în cupele europene, că echipa cu cel mai bun coeficient pentru România, echipa care va fi cap de serie și echipa care are un patron în relații foarte, foarte bune cu federația. Foarte bune. Și atunci, da, lasă-mă, îl trimitem pe Mititel. Și, iar, foarte important, față de cele spuse mai devreme, o echipă care, fără banii de la UEFA, care vor veni și au șanse mari să se ducă în grupe, ar fi avut și mai mari probleme financiare decât are în momentul de față. Și atunci să cam leagă lucrurile. E bine ce zice Mititelu, e bine că zice, trebuia să o zică cineva, că până acum erau așa, nu, domne, sunt zvonuri, ăsta o zice acum cu subiect și predicat, dar dacă n-are martori și ceva probe, va fi groasă rău. Va fi groasă rău, că sigur că ăștia vor reacționa acum. Federația. Și sunt curios, mi-aș fi dorit ca mâine să înceapă noua ediție de campionat, să văd cum va fi arbitrată echipa lui Mititelu. De Dinamo nu prea avem ce să discutăm, că eu, așa cum am spus și data trecută, consider că Dinamo este calificată, poate decât am putea vorbi pentru cei care țineți cu FC Argeș, dar amatorismul care e acolo, țărănia care respiră și neprofesionalismul, vedem și pe domnul Stanciu și pe primar, pe Tudosă ăla, domnul care e acolo sponsor sau ce e, nimeni n-are nicio vină. Toți au făcut transferuri, toți au făcut transferuri reușite, ăștia care au venit slabi i-a adus altcineva, banii au fost, Stanciu e cel mai mare conducător de club. Eu aș vrea să văd o pereche de asta așa să lucreze la un club, să-l văd pe Stanciu în conducere, președinte chiar, și antrenori să fie Chirilă și director sportiv să fie Banea. Să-i văd așa cum, ce echipă ar face ei. Iar cameraman să fie unul care a fost cameraman și prin străinătate și acum să credea antrenor principal. Și o să vorbim, subiectul ăsta o să-l dezvoltăm, că încă colectez imagini ca să vă arăt cum făcea el petreceri, că s-a întors în fotbalul românesc, de unde plecase. Dar aici va fi un calup mai frumos, așa, cu multe informații și cu invitații, care să ne spună așa câteva cuvinte. Transferuri, am văzut că Rapid mișcă ceva, niște jucători utili, sper, și văd tamtamul ăsta cu Cârjan. Păi, hai să vă spun și părerea mea, că m-ați tot întrebat în comentarii. Sună frumos Arsenal, dar cred că prea e lumea entuziasmată, cred că să încearcă așa să ni se spună că, mamă, ce pele e Cârjan și, domne, principala ținta Rapidului este Cârjan. Dacă principala ținta Rapidului este Cârjan, e groasă rău. E groasă rău pentru că Rapid aleargă după un jucător
dacă e adevărat ce se scrie în presă, care n-a jucat la seniori. Că îi văd pe toți formatorii ăștia de opinie și toți specialiștii, domne, trebuie să joace, trebuie să... Păi mă, ăsta nu trebuie să joace la seniori? Este un jucător care a jucat la echipa Under 19, 21, 23 a celor de la Arsenal. Atât! Că el la nivel de senior n-are niciun istoric. E zero istoricul lui. Zero! Păi dacă te uiți pe CV-ul lui Pănoiu la nivel de seniori, într-o primă divizie, păi Pănoiu-i dă nana la Popou, lui Cârjan. Chiar aș putea să spun că meciuri mai multe la senior are Ignat decât Cârjan, care Ignat deja e la Rapidului, a mai jucat, a mai lu, știe mutul ce poate. Adică, bă, hai să fim serioși. Să nu ne mai... Dacă Cârjan ăsta era atât de pele cum încearcă unii să ni-l prezinte, mă, îl trimiteau ăia de la Arsenal, ăia nu scapă jucători de 15-16 ani, de 14 ani, de 10 ani să ocupă de ei. Dar ăsta care are 20 și... Păi dacă era pele că toată lumea zice, domne, i-au dat contract, ia... Nu, prieteni, el are contract de echipa a doua, de tineret, și dacă pleacă undeva și joacă la seniori, când se întoarce, trece pe contract de seniori. Și are vreo 800 de mii, 700 de mii, nu știu cât, când se întoarce din altă parte. Dacă era Pele, îl dădeau aia în Championship, în Liga a doua. Du-te, bă, și joacă. Du-te și joacă. Că te urmărim, te vrem înapoi. Nu, ăia i-au zis, caută-ți, mă, echipă. Caută-ți tu echipă, că noi îți dăm drumul. Că... Haide, uitați-vă un pic așa la toată... Că eu știu că sună frumos, că mamă, vine Cârjan. Bine, cârjanii, cum au mai venit? Păi au fost 10 dal de Cârjan prin România. 10 au fost. Care nu Arsenal. Barcelona, Real Madrid, PSG. La copii și la tineret. Până la un punct. Și pe urmă au ajuns la Botoșani, la Iași, la... Și nu mai știu pe unde. Deci nu fă mai... Mamă, vine Cârjan și... Vine Cârjan și ce? A, de la Arsenal. Păi da, da, la Arsenal Turda. Nu la Arsenal Londra. Ca să ne și jucăm cuvintele. Că hai să fim serioși, că nu e... Și repet... În străinătate, și știu ce vorbesc, jucătorii care consideră ăia de acolo că au marjă de progres, că îi pot ajuta pentru echipa mare peste un an, peste doi, nu sunt trimiși așa, du-te bă și caută-ți tu. Nu! Le caută clubul. Clubul e mai șmecher decât impresarul. Toate cluburile din divizia a doua, a treia, care au nevoie de jucători buni, unde sună? La cluburile de primă divizie. Dă bă și mie un fundaș central bun, tânăr, care vrei să joace, uite că-l iau la mine. Așa se discută între cluburi. Hagi, de ce dă împrumut atâția? Da, domne, ți-l dau, dar să joace nu știu câte minute, câte meciuri, câte... Asta a zis, du-te mă tu unde vrei. Vino când te înțelegi cu cineva să vină să discute cu noi. Că îți dăm drum. Deci, haide să ne mai așezăm așa. Să ne calmăm puțin. Că nu e Cârjan vreun pele. Dacă vine... Și eu mai spun un lucru. Păi Cârjan are de 10 ori mai mare nevoie de Rapid decât are Rapid de Cârjan. De un jucător care la un moment dat a fost și datorită fizicului probabil apreciat acolo,
I s-a oferit un contract, cum au toți jucătorii de la Academia lui Arsenal, toți, da, de junior, a mai fost chemat că era printre juniorii buni, a mai fost chemat cu echipa mare, da, să se antreneze. Și atât. Punct. Atât. Iar că nu mai... Vezi, Doamne, nu mai rămâne la Under 23. Nu, probabil i-au spus ăia, bă, du-te să joci la seniori. Unde? Unde vrei tu? Și a nebunit România că se întoarce Cârjan. Cârjan să se întoarcă, să devină la seniori foarte bun și jos pălăria. Deocamdată, din punctul meu de vedere, și voi știți că nu sunt fan Pănoiu, chiar, dar Pănoiu este mai util la Rapid decât mult lăudatul și neștiutul Cârjan. Așa că hai să ne calmăm puțin. În rest, mulțumesc membrilor canalului All Boys Senior, Tineret Junior pentru susținere. Vă mulțumesc vouă celor care vă uitați. Aștept like-urile sau like-urile invers, comentariile voastre și să aveți un weekend plăcut. V-am pupat, toate cele bune. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne-a văzut cineva. V-am pupat, să fiți sănătoși!